prin anii cei călători, cu gând ușor zburător, răsfoim un album scris cu dor și fior. Înduioșat ne privesc, din amintiri ne zâmbesc, înțelepți și dragi profesori. Am fost cu toții copii, nevinovați și zglobii, ne adunau în inima lor profesori. Când cartea lumii citeau, cuvântul cum alegeau, ne încântau cu a vieții cu lor. Profesori, nume sfânt scris de harul divin, ziditori de izbâți încetăți de lumini, stați mereu prin furtuni și sub cerul senin. A venit și toamna, pe neprins de veste, coborâ din codrii ca dintr-o poveste. Totul râde în culori, sus pe cer se adună nori, sărbătorile pornesc pe-al nostru plai moldovenesc. Toamna e duminica sufletelor, tot ce e în jur e emoție. Toamna este anotimpul nu numai al belșugul roadelor, dar și al belșugul talentelor. Cum bine știm, toamna se numără bobocii și asta este momentul cel mai prielnic să o facem. Bună ziua, stimați profesori, părinți, elevi, dragi invitați și mult așteptați noștri bobocei. Astăzi, 25 octombrie 2019, celebrăm ferica sărbătoare de toamnă, balul bobocilor, cu genericul trecut, prezent și viitor. Fiecare generație își pune amprenta în felul său. Fiecare bobocel are valori care le poartă cu demnitate. Zâmbăreți, încruntați, blonzi sau bruneți, bobocei noștri își încep istoria sa în toamna anului 2010. Atenție la ecran! Vom face o mică călătorie în trecut. Stăteam de vorbă cu mine și mă întrebam dacă mai știi când eram copii, când eram copii. În fața blocului ieșeam, de avați ascunsă ne jucam, când eram copii, mă întrebam dacă mai știi. Și te tot minți că pe chipul tău copilărie, nu știu când ai trecut, unde sunt anii de demult, simt când ai trecut. Copilărie, nu știu când ai trecut, unde sunt anii de demult, simt când ai trecut. Copilărie, nu știu când ai trecut, unde sunt anii de demult, simt când ai trecut. Copilărie, nu știu când ai trecut, unde sunt anii de demult, simt când ai trecut.
copilărie. Nu știu când ai trecut, unde sunt anii de demult. Zi-mi când ai trecut. Ce repede mai zboară timpul. Dacă mai ieri erau mici și nu se vedeau din banca școlii, astăzi sunt bobocii liceului teoretic Rimâncăuți. Cast me far away. Play these little games. Acting all okay. Today, today. Cast me far away. Play these little games. Acting all okay. Today, today. Cast me far away. Play these little games. Acting all okay. Today, today. Cast me far away. Play these little games. Acting all okay. Today, today. За окном скоты рвали на куски мне душ. Где же ты, где же ты? Она меня с ума свела. Она Амели, 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 Амели,
numărăm secundele, minutele, orele, zilele, anii, dar nimeni. Cât valorează o clipă, dar clipele se scurg irreversibil din clepsitra urie timpului, transformând acești copilași în bobocei de azi, lebede de mâine. Rugăm cu aplauze să întâmpinăm bobocei anului 2019. Despre noi pe care-i vom lua.
noi doi la pas, ca într-un vals, un fel de vals de bunie. Mărturisesc toată privirea ta, mă atingi de parcă m-ai gustat. Tu ești rara mea tandră de gimnaziale, frumos poveste și-au sfârșit. Rostim cu toții, prima oară. Maturitate, bun venit! A sosit clipa când voi, dragi bobocei, trebuie să luați cu asalt piscul pe care l-ați făurit la prima bătaie de aripi, pe parcursul anilor școlari. Faceți să rodească sămânța inteligenței, a culturii noastre și spuneți cu un justificant sentiment de mândrie, sunt elev la Liceul Teoretic Grimâncăuți. Foștii elevi al claselor a noua vor depune jurământul solemn al boboceilor. Să vedem asupra gândurilor noastre, pentru că ele se transformă în cuvinte. Jurem, jurem, jurem! Să vedem asupra cuvintele noastre, pentru că ele se transformă în fapte. Jurem, jurem, jurem! Să vedem asupra faptelor noastre, pentru că ele se transformă în deprindere. Jurem, jurem, jurem! Să vedem asupra deprinderilor noastre, pentru că ele se creează caracter. Jurem, jurem, jurem! Să vedem asupra caracterului nostru, deoarece ne determină soarta. Jurem, jurem, jurem! Fiind un bal la mijloc, trebuie tratat ca atare. Sunt total de acord cu tine. Deci numai decât trebuie să mai existe dans. Dacă e bal, bal să fie. Invităm boboceii să ne mai demonstreze aptitudine în arta dansului. Thank you.
Călăuză-ți dea din univers, în aripă-ți muza a poetului invers, să ne deschidă drumul larg al vieții, ca cheia cunoștințelor din cărți, să ne semene inimii cu tezanie și omenie. Vine doamna directoare! La dans, la uite! Bună ziua, stimați părinți, profesori și, în ultimul rând, voi, dragi bucocenii. Iată, a sosit și clipa când voi ați pășit pragul liceului la o treaptă mai înaltă, în liceu. Ați venit cu un scop. Ați venit, ați scris cerere de înscriere, ați știut unde veniți, la ce veniți, pentru ce veniți. Am stat de vorbă personal fiecare. Ați zis că o să fiți bravo la nivel și cinstea liceului. Sperăm foarte mult. Fiindcă ați crescut cu un an, clasa nouă e trecutul, acum este prezentul, un an mult înseamnă. Vreau să vă zic că în liceul nostru este tradițional, fiindcă la început de an școlar să se petreacă balul bubocilor. Fiindcă, într-adevăr, sunt niște buboceni care abia fac aripioare. Dar, după cum îi vedeți, nu sunt bubocei, sunt mai mărișori. Dar așa se zice, balul bubocilor. Eu, în primul rând, vreau să vă mulțumesc, stimați părinți, dumneavoastră, pentru organizarea care ați făcut-o pentru copiii dumneavoastră. Într-adevăr, merită și cred că și în viitor să merite, nu să vă dezamăgească niciodată, fiindcă să se mândrească copiii dumneavoastră că au așa părinți și dumneavoastră cu ei. Vreau, în primul rând, să le zic lor drum bun pe treapta liceului, fiindcă aveți o misiune grea, fiindcă este liceu, ați venit terminând liceul, trebuie să dați cu bine pacul, să se mândrească părinții de voi. Și eu sper că o să fie așa ceva, fiindcă sunteți o clasă care, într-adevăr, puteți, nu numai că puteți, dar și o să o faceți. În fruntea voastră stă doamna diriginte, doamna Lilia, care bucurați-vă că aveți așa o diriginte. Îi doresc succes mult cu doamna Lilia, să aveți răbdare, tărie, să-i puteți conduce până în clasa 12-a, și să vă stimeze, fiindcă o meritați în deplin. Și chiar după ce o să plece ei, să vă amintiți, fiindcă e foarte greu de condus un colectiv, voi sunteți destul de mulțișori și cu caractere diferite, știți, da. Dragi părinți, iată, în mâna mea sunt carnetele de liceu. Aici nu sunt puse după alfabet, nu după nimic. O să ne jucăm așa după cărți, o să le amestecăm. Fiindcă să nu fie supărare că meu e primul, meu e ultimul, hai să le facem așa cum o să cadă norocul. Fiindcă toți sunt la nivel, toți sunt bravo, avem cu cine ne mândri. Și o să facem, nu după catalog, fiindcă s-au săturat atâta ei după catalog, după alfabet. Și o să facem așa amestecătură. Cum o să cadă, așa o să-i amânăm și să le dea Dumnezeu, în primul rând, sănătate, succese multe. Dumnezeu să-i binecuvinteze mereu și oriunde, pe voi și pe părinții voștri. Și iată, nu o să vă rețin mult, putem vorbi, noi profesorii putem vorbi ori întregi. Dar o să le mâneți carnetele de licean, le doresc drum bun în viață, succes părinților, răbdare multă și vă mulțumim pentru toată organizarea care ați făcut-o
pentru copii și pentru noi. Iată, dragi colegi, elevi, o să veniți fiecare după cum o să vă cadă norocul, da? Și o să vă primim în rândul licienilor, dar în primul rând să îndrept clasa 10-a, a 11-a, 12-a, primim? Da. N-aud. N-aud. Înseamnă că nu le dau carnetele, că n-am auzit așa un da din suflet. Îi primim sau nu? Da. Clasa 11 am auzit, a 12. A 9 sunt mici, stați acolo, nu vă întreabă nimeni. A 9 stați pe loc. Bine, îi primim? Da. Fiindcă voi ați fost bravo anul acesta, cred că ei nu o să ne dezamegească, da? Ați fost bravo cu câți de plus? Cu 7 de minus. Bine, așa, bine. Carnet de licean. Vă doresc succes și
mesajul îl vom păstra. Ca să ne fie cu noroc și gaj, îl vom păstra și ne vom aminti, când pe drumul vieții cu drag noi vom porni. În această sală sunt prezente lebede cu experiență bogate, elevii clasei a 11 și a 12. De asemenea, cu ochii plini de speranțe și visul de a deveni viitorii bobocei, sunt elevii clasei a 9. Cuvânt de felicitare le oferim elevilor clasei a 12, a 11, a 9 și a 9. Dragii noștri bobocei, astăzi este o zi importantă pentru voi. Ați devenit cu toții elevi ai liceului. Este o onoare de a purta acest titlu de licean. Noi, elevii clasei a 9, vă dorim să fiți mereu atât de veseli și frumoși cum sunteți azi, să aveți succes în viitor și să ajungeți mândria părinților voștri. Felicitări, scumpi colegi! Dragii și scumpii noștri bobocei, în această zi ne alăturăm și noi toate felicitărilor și vrem să vă dorim să fiți mereu atât de pozitivi, cum vă știm noi, să fiți un exemplu pentru noi, viitorii bobocei, să fiți cu minte și să aveți succes la carte. Vă iubim mult! Scumpii și iubiții noștri bobocei, astăzi, 25 octombrie 2019, este o zi atât de deosebită pentru voi, căci ați pășit pe o nouă treaptă, și anume cea de licean. Noi, clasa 12-a, vă dorim sănătate, prosperitate, succese la teze, să ascultați de povețele iubiților profesori și a părinților și întotdeauna să deveniți și voi mândria liceului nostru, a liceului teoretic Grimă-Încăuți. Dar cel mai important e să prețuiți acești 3 ani de școală, căci noi vă spunem cu siguranță că anii de liceu sunt cei mai frumoși ani. Din partea clasei noastre, vă oferim un frumos cadou pentru voi, dragi bobocei. Dragii noștri bobocei, noi, elevii clasei a 11-a, vă felicităm cu această zi minunată din viața voastră și vă zicem un bun venit în rândul liceienilor. Vă dorim multă sănătate și răbdare la învățătură și la teze. Bobocei noștri sunt bravo nu numai la dans, după cum ați văzut. Au mare experiență și la lecție deja. Ei, m-ați enervat. Scoați o foaie să dați test. Să primiți și în pauză va trebui să munciți.
clipă aduce altă clipă, un succes spre alt succes, dăruire la dăruire, gând la gând. Pe drumul cunoașterii, prin figuri geometrice și părți de vorbire, copiuțe și nuvele, eroi timpizanți și munții albi, note muzicale și opere literare, boboceii noștri au obținut rezultate frumoase și la învățătură, împreună cu dascălii săi, care i-au luminat lumea cărții. Ne închinăm până în zor, bunule luminitor, căci mereu aripa ta ne deprinde a zbura. Ne aplecăm cu adâncul ție până la suflarea gliei, ne închinăm până la rouă inimii ca steaua nouă, că arimi dată lume din etichna ta anume. Noi suntem boboși de floare și ne-ai dat un loc sub soare și avem drept a învăța, a iubi și a lucra, cu toate că nu îndrăznim declarații să rostim. Bobocei suntem, dar ne dăm seama că învățătoare ne este ca mama. Bună la suflet, grijulie și este astfel nu din fundulie, ci din al inimii indemn, noi recunoștință vă datorăm. Un profesor e un artist ce modelează caractere, el zi de zi și an de an formează poftă și dureri. Un profesor e un zidar, zidește ziua cea de mâine și sufletul și inima la temelie țării pune. Dascăl vrednici, purtați omenia curată, cu blândețe de mamă și dragostea de tată. Aveți mâini de plugari, aveți suflet de pâine și croiți ca niște zidari temelia din mine. Munca voastră anonimă ia de roade bogate, peste ani cresc livezi din sămânță de carte și pe alte tărâmuri, mult mai îndepărtate, recunoașteți lăstarii altuiți cu dreptate. Și cu albul din floare, cu puteri de răscruntec, vă las dulce amintire sufletul într-un cântec. Și din numele celor ce v-au scos din lumină, rog divinul mereu împliniți și etern să vă țină. Cu ce scop ne-a născut pe acest pământ? Ne-a născut să învățăm, să învățăm a iubi, a trăi, orice clipă prețui. De mici părinții ne-au spus că doar prin muncă vei ajunge sus. Astăzi le spunem mulțumesc celor ce ne învață și ne iubesc. Mulțumim vouă, scumpii noștri profesori, pentru munca depusă. Thank you.
în inima a sădit sub timp dragostea de țară și de limba cea română, de aceea vă iubim și cu toți vă prețuim. Doamna Dărilina, astăzi cu toți vă mulțumim și până la pământ ne închinăm că ne-ați învățat oamenii să fim și în toate să ne descurcăm. Dragii mei, că ați ajuns până la această etapă și la această etapă a vieții voastre. Am crezut în voi chiar din prima clipă când ne-am întâlnit în clasa întâia și pe parcurs mi-ați dovedit că meritați. Am sperat în voi tot ce este mai bun și iarăși pe parcursul anilor ați dovedit că puteți să înfruntați și cele mai dificile obstacole. Fie ca fiecare vis al vostru să devină realitate și nu uitați că viața este ca o oglindă. Dacă îi zâmbești, ea îți întoarce zâmbetul. Deci, zâmbiți și lăsați în urma voastră numai fapte bune. Succes pe viitor! În această zi de toamnă, plină de nostalgie, permiteți-mi să vă aduc cele mai frumoase flori. De ce spun că sunt cele mai frumoase? Fiindcă, chiar dacă copacii falnici și-au pierdut frunzele, aceste flori și-au păstrat farmicul și mirosul. La fel și voi. Chiar dacă v-ar părea că o lume întreagă e perfidă și rea, să vă păstrați credința, iubirea, bunătatea și răbdarea. La fel cum aceste micuțe flori formează o singură floare mare și atrăgătoare, la fel și voi vă doresc ca să formați un colectiv care să fie unit și să nu uitați că fiecare din voi e o mică floricică drăguță, scumpă și deosebită, prețioasă. Vă doresc să aveți succes la învățătură
Și acesta să vă fie scopul vostru principal care să vă unească. Vă doresc ca multă sănătate și părinții să se mândrească cu voi. Iar acum Boboceii au pregătit câteva concursuri pentru dumneavoastră. Vă rugăm să fiți mai îndrăzneți și să nu refuzați să intrăm în scenă. În mână câte un obiect și trebuie să faceți o reclamă. Noi să vă apreciam după cum elevii din sala să vă aplaudeze. Noi astfel o să vă apreciam, dar trebuie să faceți o reclamă astfel încât noi să putem procura acest obiect sau să ne interesez mai mult. Cât mai credeți? Da. 2 minute. Aveți timp 2 minute. Vă gândiți cum să faceți o reclamă. Hai, băieți, mai prezență! Bună ziua! Procurând acest produs de la Telemano, această tavouă, veți procurați în timpul tatei o reducere de 20%. Nu se zbire și în caz de vă grăbiți undeva, repede puteți să vă luați, spre zici două aduceți mai departe. Ce vreți spune că e ieftin, bun și mult în timp. Procurați doar de la Telemano, doar altă. Bună ziua! Acesta este un ustroi. De la el nu te bolovești și ești foarte sănătos. Eu uitam de sol, eu ne-am, eu mă sunt rău. Ce-mi-ai dat de mine?
Să găsim cine s-a spune, că sunt ei inimă bună când
Thank you.
faceți? S-a dus, a prins focul, a făcut coașa și a lăsat-o să se răcească. Dar moșneagul s-a dus la magazinul oră și după un telefon de 8 martie simplu. După ce s-a răcit coașa, coașa s-a trezit. Și a fugit, și de babă și de moșneagul. Mergând de pe drum, se întâlnește cu buretele. Buretele spune, pune-te tu și coașa. Dar coașa spune, e că m-am suit în ladă și mă duc mai departe. Dar buretele spune, dar nu-ți te mănâncă. Dar Gugașa spune, n-ai să mai mănânci. La babă am fugit, de la moșneag am fugit și am spus de la tine, burete. Ce-o face Gugașa? Merge Gugașa mai departe și se întâlnește cu lui. Îi întreabă, Gugașa, Gugașa, unde te duci? Mă duc mai departe. Nu-ți te mănâncă. N-ai să mai mănânci. Le întreacă să cânt un cânt. Spune, de la baba am fugit, de la moșneag am fugit, de la burete am fugit, am să fug și de la tine. Și-o face Gugașa. Pe drum, baba se întâlnește cu asta, cel spus, Gugașa, se întâlnește cu fizică. E un obiect foarte iubit de toți elevii, cred. Și Gugașa, Gugașa, pune fugi. Mai departe fug. Dar eu să te fug și să mănânc. N-ai să mănânci. La baba am fugit, la moșneagă am fugit, de la burete am fugit, de la vorba am fugit, ca să fac și de la tine la educație fizică. Mergând pe drum, ei au intrat în casă.
a doua oară și a treia oară și-a subțiat glasul, a intrat în casă și a mâncat iezi. Iar cel mai mic s-a ascuns în cuptor și când a venit mama, când a venit mama cu cel mai mic pietru, și a povestit. Niciodată cenușărează și cenușăreasa a plecat la bal cu bembeul. Plecând la bal, ea a făcut o fotografie cu pantofii săi și a postat-o pe Instagram. Fiind ora 12, ea s-a împărnit acasă și s-a speriat de o bufniță, astfel a pierdut pantoful. Prințul i-a adus pantoful acasă, iar ea, în schimb, i-a dat un hotdog. Și prințul i-a dăruit și un buchet de flori și ea l-a pus în vază.
Ce frumoși ne sunt părinții, părinții mei, părinții tăi, așa frumoși sunt numai sfinții, numai ființa lacrimei. Putem trăi în voie bună și fără aur sau argint, e greu să nu ai un prieten, străine și fără de părinți. Noi știm că ei de dragul nostru își poartă crucea bucuroși, viață lungă de le Doamne și ține veșnic sănătoși. Vom pleca, nu azi, mâine, păstrându-vă bunul renume, curat ca și miezul de pâine. Stimați profesori și părinți, ziua de ieri este amintirea celei de astăzi. Cea de mâine este visul zilei de azi. Bobocei fiind, poate mai cuminți, poate câteodată mai ascultători, uneori ne-a stâmpărat să ne zbătioși, dar avem vise de lebede adevărate. Să știți că fiecare de noi are un scop care poate fi realizat numai prin ajutorul dumneavoastră. Numai voi ne încurajați și ne susțineți. Vă rugăm atenție la ecran. Scumpii mei părinți, născuți și știți că vă iubesc mult, mult. Nimeni în viața noi, că voi sunteți icoane pentru noi. Până să ajungem aici și bine să ne fie, multele ați mai petrecut, vii și probleme, o mie.
Cea mai scumpă pe pământ, ce trăiești în al meu gând, cea mai sfântă în viața mea, ești doar tu, măicuța mea. Când mi-a sufletul rănit, măicuță dragă, eu te strig, mă închin în fața ta, dragă mamă. Nu știu cum să-ți mulțumesc, scumpă mamă, iartă-mă de am greșit, sfântă mamă, te iubesc la nesfârșit, dulce mamă. Mulțumesc, mamă și tată, pentru suflet, pentru viață, pentru zilele senine, pentru clipe fericite. Dragi părinți, vă iubesc până la infinit și vă mulțumesc pentru toate clipile petrecute împreună. Sunt foarte recunoscătoare că mereu mi-ați fost alături în momentele grele și chiar mi-ați acceptat și cele mai proaste alegeri. Vă mulțumesc și vă doresc o viață lungă. Mare, ești mama iubitoare, inima mea dăruiești, mă-mi dragă mi împlinești. Dumnezeu să-ți dăruiască, scumpă mamă, mângâiere, mâna lui să șteargă ochii de orice lacrimă de durere. Cuvintele nu pot exprima recunoștința pe care o simt. Pot să-ți spun doar, mamă, îți mulțumesc. Părinții mei sunt cei care nu mi-au întors spatele, ci m-au îndreptat pe căile drepte cu multă înțelepciune. Vă mulțumesc pentru căldura inimilor voastre, pentru necontenită susținere și oceanul de iubire. Vă mulțumesc din suflet pentru răbdare, sfaturi și îndemnuri. Vă iubesc la infinit, dragi părinți! Do, re, mi, fa, sol, do, trei. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, mi, sol, mi, do. Dragi părinți, mulțumesc pentru că m-ați crescut. Ție, mamă, îți mulțumesc pentru susținere. Ție, tată, pentru înțelegere. Datorită efortului depus asupra mea și dragostei oferite de către voi, mă vedeți așa cum sunt acum. Mulțumesc frumos și vă iubesc. Mulțumesc pentru răbdare și că ați crezut în mine. Sunteți îngerii mei. Căsuța noastră cu minuni, se ascunde umbra unor tei, părinții mei scumpi. Sunteți ai mei și vă iubesc, vă port în gând, vă am în suflet. Sunteți și mei buni, nu vreau nici când să vă părăsesc. Vă iubesc enorm de mult, părinții mei. Măicuța mea și dragă tată, au crescut ei doar o fată. Azi în ochii lor privesc și le spun, chiar vă iubesc. Ei mereu m-au îngrijit, direle m-au apropit. Tot ce mi-ai bun mi-a oferit, chiar dacă am mai greșit. Unde pe pământ e cel ce poartă părinții alături, nu în gând. De la ei îmbrățișare e cei mai mari alinari. Iubire de tată nu se uită niciodată. Iubire de mamă durează o viață întreagă. Părinții mei iubiți, vă prețuiesc cum se cuvine. Vă dătoresc iubirea, cinstea, grija cea de azi și de mâine. Vreau să vă văd bucuroși că ați crescut copiii miloși, ce știu ce înseamnă omenie. Iubiții mei, eu vă doresc tot binele de lume. Să știți că cu mândrie port al vostru drag și scump nu. Cea mai scumpă de pe lume comoară ești tu, iubită mea mamă. Tu ești luna între stele și cheie inimii mele. Iubirea părinților este întreagă, indiferent de câte ori este împărtășită. Vă mulțumesc, cum părinți, că ne sunteți lumină într-o lumină plină de întuneric. Ce rost pe lume n-aș avea fără tata meu și mama mea? Cu ce drag mai stau la masă de nu i-aș avea în casă? Alenare cine mi-ar da? Pe obraz cine m-ar mântuia? Nimeni la cum mă permite nu mă șterge ca un părinte. Vă iubesc, scumpii mei părinți, și pe tutorul de la îndepărtare. Mamă, tată, scumpii mei părinți, m-ați crescut, m-ați educat, o copilărie frumoasă și un viitor bun mi-ați dat. Mulțumesc pentru fiecare grijă care ați depus-o pentru mine, pentru fiecare muncă, pentru tot, pentru susținere, pentru sfatul vostru, pentru iubire nemărginită, pentru că mă susțineți în tot ce fac și niciodată nu mă criticați. Vă mulțumesc pentru tot, vă iubesc și mă mulțumesc că m-ați ajutat să-mi îndeplinesc visul. Părinții mereu m-au îngrijit, chiar dacă v-am mai și greșit, dar de acum am înțeles că să vă supăr n-are sens. Mamă, să știi mereu îmi voi aminti că tu mi-ești alături și te voi iubi. Tată, ascultă, mereu îți voi șopti că în mine vei găsi ceea ce îți vei dori. Eu cred că mai există fericire și unica avere între averi. Familia este crezul de iubire și unica dovadă să mai sper. Dragii mei părinți, vă mulțumesc că mi-ați dat viață, m-ați crescut, m-ați educat, doar cu ajutorul susținerilor voastre am ajuns cine sunt eu. Binecuvântați părinții toată viața pe pământ, e porunca și povața și dorința celui sfânt. Binecuvântați părinții dragostea să le arătați, căci atunci veți ții în viață și voi binecuvântați. Dragii mei părinți, vreau să vă mulțumesc pentru educație și iubire, sunteți icoana sufletului meu, mă protejați de tot ce e nedrept. Și șapte ani de acasă, spunând cât sunt de importanți și să am grijă să nu pierd nimic de mine.
faci și bunii noștri părinți. Ne închinăm până la pământ. Pentru tot ce ați făcut și faceți pentru noi. Mulțumim pentru că ne educați, cu dăruire și răbdare să devină. Mulțumim că ne educați și ne susțineți. Mulțumesc pentru înțelegere. Mulțumesc pentru că ne-ați ajutat în situațiile dificile. Pentru mustrarea în momentele când am greșit, pentru sprijin și respect, pentru sfaturile bune, pentru dragostea acordată, pentru nopțile nedormite, pentru iubirea venitului. Pentru că m-ați ținut de mic în brațele voastre cale. Mulțumesc că mi-ați acceptat să-mi arătați cararea legii. Pentru că ați acceptat și cele mai nereușite alegeri. Mi-ați vindecat rănile inimii. Mulțumesc că m-ați încurajat și m-ați ridicat. Mulțumim de lecțiile de generozitate și modestie. Vă iubim mult! Cuvânt de felicitare oferim părinților. Dragii noștri bobocei, voi credeați că mereu veți fi copii. Veniți la școală mai mult pentru a vă întâlni, pentru ghidușii. Însă anii au trecut și iată-vă că ați ajuns în rândul liceienilor. Licean. Acest nume necesită multă muncă. Dar orice muncă necesită curaj, hărnicie, speranță și mult succes. Vă doresc ca succesul vostru să fie încununat de bucurii. Când ați venit în clasa întâi, ați venit însoțiți de către noi, părinții voștri. În treapta gimnazială ați trecut numai datorită că ați susținut cu succes examenele de la sfârșit de clasa a patra. În schimb, la liceu a făcut fiecare câte o alegere, a venit și a semnat cererea. Deci, poate că îndemnați, sfătuiți, de părinți, de prieteni și totuși aș făcut această alegere foarte bună. Noi, părinții voștri, astăzi aici stând și uitându-ne la noi, de ce balul se numește a boboceilor și nu a lebedelor, pentru că în fața noastră vedem nu niște bobocei, vedem niște lebede foarte frumoase. Vă îndemnăm și vă rugăm mult să ascultați de profesorii voștri, de sfaturile lor, pentru că un elev devine om mare numai prin profesorul său. Să vă străduiți, să învățați. Noi sperăm că nu ne veți dezamăgi. Dragi profesori, vă mulțumim mult pentru munca care ați depus-o până în prezent, pentru formarea copiilor noștri, pentru că ați pus o părticică din sufletul dumneavoastră în sufletul lor. Și sunt convinsă că și ei nu v-au lăsat fără urme. De aceea vă mulțumim foarte mult. Vă dorim sănătate, vă dorim ca elevii dumneavoastră toți să fie cu minți și să învețe bine. Doamna Lilia, pentru dumneavoastră am un mesaj din partea părinților mai deosebit. Vă iubim mult, vă mulțumim foarte mult că conduceți această armată frumoasă de copii și vreau să zic că este un debut pentru dumneavoastră și ați debutat foarte bine. Un colectiv ați organizat atât de prietenos și bun, nu numai a elevilor, dar și a nostru, a părinților. Sunteți un colectiv foarte frumos, bun și datorită doamnei Lilia că a putut să vă organizeze, să vă unească și pe noi tot. Să dea Domnul ca succesele voastre să ne bucure pe noi toată viața. Noi vom fi alături de voi mereu. Și vă rugăm să ne bucurați mereu.
Iar acum urmează o felicitare pentru ființa cea mai scumpă pentru bobocei de astăzi. Doamna Lilia, vă rugăm. Doamna diriginte, vrem să vă spunem cât de mult apreciem modul în care ne sunteți alături. Vreau să vă mulțumim pentru toate lucrurile bune pe care le-am învățat de la dumneavoastră. Pur și simplu reflectăm la cât de norocoși suntem că vă avem ca diriginte. Vă mulțumim, stimată doamnă, pentru tot ce ați făcut și faceți pentru noi. Vă transmitem un mulțumesc din toată inima, un mulțumesc pe care nicio felicitare nu l-ar putea cuprinde. Vă aducem cuvinte de mulțumire pentru munca imensă și răbdarea pe care o depuneți în educația noastră. Vă dorim să aveți cât mai multe succese și realizări frumoase. Ne cerem scuze pentru toate momentele neplăcute. Suntem tineri și fără experiență, însă dumneavoastră ne-ați susținut mereu și ați crezut în noi. Vă stimăm, vă apreciem, vă iubim și din suflet vă mulțumim. Mei copii. Vă felicit și eu cu această sărbătoare. Este prima sărbătoare în viața voastră de licean. Vă mulțumesc mult că ați avut răbdare și ați acceptat propunerile mele. Știți că sunteți cei mai bravo și v-am spus de multe ori. De șoteoși sunteți șoteoși, dar tare mai sunteți frumoși. Dar la părinți, știți ce vreau să vă spun? Ca să ia spânea bună, trebuie făină, ca să ia spânea bună, trebuie făină de calitate, înțelegeți? Și nu este doar meritul meu, ci în primul rând acești copii că au putut să fac față la aceste provocări. Vă rog frumos să-i aplaudați. Dacă vreți oameni să fiți adevărați, nu doar un fum, trebuie să aveți voință și atunci toate sunt cu putință. Dacă vreți să fiți stimați, de cei deștepți nu întunecați, să puneți mâna pe carte, să puteți face dreptate, liceul să vă fie casă, luminoasă și frumoasă, și cu pacea omenească, liceul cu drag să vă întâlnească. Acum vă putem spune că liceul teoretic Grimăncăuți se mândrește cu cei mai frumoși bobocei ai promoției 2019-2020. Vă invităm să săvrăm această seară în continuare cu dansuri potrivite dispoziției noastre. Vă mulțumim pentru atenție. Până la noi întâlnim. Vă mulțumim.